Povestea asta începe acum 14 ani. Primul contact al meu e cu Italia, clar. E cu o fabrică de aici din România care face lucruri foarte frumoase pentru italienii de la Paoloni. Poate puțin oameni știu cine e Paoloni. Paoloni creează colecții pentru buticuri. Noi aici ne aflăm într-un butic. E nimic altceva decât ce se întâmplă și în Italia. Spuneam eu, acum 14 ani iau primul contact cu o fabrică care face pentru Paoloni și apoi ne întrebăm, cum putem să ajungem la și mai mulți oameni din domeniu? Ce putem să facem? Și descoperim că există un târg bianual, adică de două ori pe an, în ianuarie și în iunie, în Italia, la Florența, care se cheamă Pitiomo. Pitiomo care, uite, că noi tot vorbim de Piti, s-a încheiat acum pe 13 ianuarie și a început pe 11. Ce se întâmplă la Piti și ce este Piti, de exemplu? Ca să înțelegem ce este Piti, o să vă spun și povestea cum a început Piti. Piti începe pe 12 februarie 1951, când un tânăr antreprenor, care provine dintr-o familie nobiliară, se gândește să concureze moda pariziană. Și spune, el se întreabă, perché Parigi e non Italia? De ce Parisul și nu Italia? Și uite, în 1951, spuneam, pe 12 februarie, adună foarte mulți cumpărători și prezintă în Villa Torrigiani din Via Serali o colecție. Colecție, de fapt, a mai multor artiști, a multor artizani. Are un succes enorm și se hotărăște să facă lucrul ăsta în fiecare an. Pe nume, el cheamă Giovanni Battista. Acum, ce se întâmplă? Astăzi, tot ce înseamnă branduri mari, cum ar fi Gucci, Ermano Servino, poate mai puțin cunoscut al noi, Paoloni, Stefano Ricci, absolut cam toată lumea e prezentă la Piti. Astăzi Piti s-a transformat puțin, îmbină contemporaneitatea cu istoria și cu arta Florenței, pentru că știm că familia din Medici patronează Florența și oferă un târg. Oferă un târg în care vin foarte multe buticuri italiene cu marfă pret-a-porter și se prezintă colecțiile de toamnă-iarnă, primăvară-vară. Toamnă-iarnă pentru anul în curs, primăvară-vară pentru anul viitor. Da? Și acolo sunt zeci și zeci de mii de buticuri care își prezintă marfa și vin celelalte buticuri din toată lumea și se inspiră sau cumpără colecții. Noi mai mult ne inspirăm, pentru că noi am reușit să avem o relație foarte bună și cu furnizorii de țesături, pentru că după Piti vine Milano Unica. Milano Unica, care e târgul de țesături cel mai cunoscut din lume. Și apoi vine Parisul, târgul cel mai cunoscut, la fel, pe partea pariziană. Ei, și noi ce am reușit să facem? Să ne inspirăm din colecțiile celor mari, să mergem să stăm la masă cu ei și să le producem în România așa cum face cam toată lumea. Așa cum face și Versace, cum face și Gucci, cum fac cam toate casele mari. Pentru că mâna de lucru în România e puțin mai mică, e mai ieftin să produci și oferi un raport preț-calitate extrem de bun. Deci cam asta ar fi, să zicem, povestea noastră în mare, da? Mergem la târguri, vedem ce se poartă, mergem la țesătorii, pentru că, de fapt, țesătoriile dau trendul prin ce propun ele, știi? Și apoi toate sunt puse la oaltă și se ies colecțiile. Firmele producătoare de țesături sunt bănuiți cu tradiție, sunt da. Afaceri transmise din generație în generație, cum se întâmplă de altfel în Italia, cam în orice domeniu, așa este. Ce se întâmplă, cu cine lucrăm noi?
Noi lucrăm cu case mari, una dintre casele care mie mi-a fost foarte dragă și este în continuare și va fi poate pentru zeci de ani de acum acolo, este Lanificio Cerut. Ceruti începe povestea în 1881. Nino Ceruti, care a trecut în neființă acum câteva zile și pe care eu l-am cunoscut personal, a creat practic primul butic de modă masculină și feminină într-un singur loc, în Place Madeleine de la Paris, din Paris. Și este revoluționar. O să vă spun că în 1953 el a făcut o colecție la care a lucrat Giorgio Armani. Deci, practic, Giorgio Armani este discipolul lui Nino Ceruti. Adică, o istorie extrem de mare. Sigur, noi lucrăm cu ei foarte tare. Au cataloge speciale, de exemplu, pentru ceremonie și le propunem clienților noștri. O să vă spun de fapt că inițial un costum de ceremonie a fost inventat cu lână și mătase. Da? Adică și apoi cu lână și mohair. Ei, Ceruti are compozițiile astea și noi le folosim și le propunem pentru că e vară. Noi, ca și climă, semănăm puțin cu Italia, da? Pentru că suntem mediteraneni, să zicem. Bine, noi suntem temperat continental, da. E acolo vara, e semănăm destul de tare. Ne place și mâncarea italienească, ne plac hainele italienești, poate comportamentul. Și uite, am promutat, pentru că și noi am fost practic o provincie romană, până la urmă. Și ne-a rămas asta. Deci, una peste alta, lucrăm cu case mari, lucrăm cu Ceruti, lucrăm cu carne, care e furnizor principal, Dolce & Gabbana Tom Ford. Sunt fantastici. În spatele meu lucrăm cu Angelico, o casă care și are povești de sute de ani. Lucrăm cu Zignone, tot ce înseamnă smoking-uri albe, pentru că are gramajul potrivit, astfel încât la un smoking alb să nu se vadă inserțiile pe care le facem. Lucrăm cu case și mai mari, Loro Piana, Hermenegild Rosenia, Holland & Sherry, Scabal. Scabal, de exemplu, e cel care a făcut sacoul acel roz lui James Bond, da? Adică, vedeți dumneavoastră, tot ce se întâmplă afară se poate întâmpla astăzi și aici. Ce designeri ați cunoscut? Designeri celebri, ca să-i numim așa, adică designeri recunoscuți prin prisma meserilor făcute cu... Stefano Gabbana. Sigur. Și cum a fost întâlnirea cu el? Păi, întâlnirea a fost în România. Impresionat. M-a impresionat naturalețea. Nino Ceruti. Naturalețea. Un om, oameni care au... creat imperii, cu o naturalețe fantastică, sunt oameni absolut normali, care nu-ți dai seama, nu sunt infatuați, nu au nimic din ce credem noi, așa, dau o serenitate, au o gândire limpede, reușesc să transmită ideile. Ce m-a impresionat foarte tare, pentru că eu l-am cunoscut pe Nino când avea 89 de ani, la Ceruti, pe Nino Ceruti, pe maestru, e că era extrem de lucid. Punea problematici foarte actuale, era foarte, foarte actual. M-a impresionat asta, m-a impresionat căldura lui. E fantastic. Și când le-a spus că și dumneavoastră dețineți un butic în Iași? Da, să știi. Sau nu, da, noi am ajuns, uite, noi am ajuns la o petrecere privată la Ceruti, tocmai pentru că deținem buticul ăsta în Iași și pentru că lucrăm cu ei. Și el a vrut să-i cunoască pe toți oamenii cu care au o relație bună cu Ceruti. Și am avut privilegiul de a fi invitați acolo. Nu credeam niciodată când am început să fac lucrul ăsta cu 14 ani că voi da mâna cu Nino Ceruti. Gândiți-te că e din anii 50, era cu Sofia Loren. Adică pentru mine a fost așa ceva fantastic. Și toată petrecerea asta ținut într-un palat, a fost o chestie privată, absolut, absolut fenomenală. Pentru mine a fost o încununare a faptului că, uite, da, se pare că am pus un picior și noi în moda de high fashion. Vă doriți acum să cunoașteți un designer pe care în toată perioada aceasta nu ați reușit să-l întâlniți, nu știu,
Da, mi-ar plăcea, mi-ar plăcea să... Am un designer preferat, el se cheamă George Armani. Știi, George Armani spunea, e foarte clar, nu am stat de vorbă cu el, l-am văzut de la distanță, la Pipi îi vezi pe toți, toți sunt invitați la petreceri private, o să vă mai spun un lucru fain, că toți suntem, uite, și a trecut Pipi și suntem aproape de Pitty. Pitty nu înseamnă doar târgul ăsta în care toți își prezintă colecțiile și vin buticurile și cumpără sau se inspiră și... Nu e doar atât, e și networking-ul pe care ți-l face și relațiile pe care le ai. Uite, de exemplu, l-am cunoscut pe numărul 1 în Italia care vinde online și se cheamă Bebe Angiolini și are sugar.it, adică un om fantastic. Ne-am văzut la petreceri, la Ceruti și apoi ne-am văzut în târg la... Da, nu-ți imagina, târgul ăla e fantastic, adică e fenomenal, arată superb, se întâmplă în Forteza d'Abasso, da, adică într-o fortăreață, dacă vrei, amenajată, cu ziduri vechi, lucruri moderne, nu? Deci e un melaj de ce se întâmplă acum, de contemporan, cu istoric, cu artistic, cu amprenta Florenței acolo. Și spuneam, eu l-am cunoscut pe el și m-a văzut în târg și m-a salutat, adică nu mă așteptam, știi? Adică oamenii se comportă foarte natural în domeniul nostru. Se pare că e o lume așa și e un zid, poate, dintre ei și tine, dar nu e niciun zid. E pur și simplu, vor să te învețe, vor să se intre, vor să fie alături de tine, vor să te ghideze, știi? Există concurență în lumea noastră, dar să știi că pe lângă concurență există și ajutor. Că ei pun în prim plan ajutorul pe care poți să ți-l ofere și nu concurența cu ei. Nu are sens. Hai să vorbim și despre cea mai nouă veste pentru anul acesta, colaborarea, sau de fapt reprezentarea pe România. Da, și o să avem anul acesta. Suntem foarte aproape să fim în niște discuții foarte interesante. Suntem deja în discuții foarte interesante. Trebuie să ajung și eu la Milano să ne vedem și să depunem toată operativă. Vă pot spune doar atât că va fi o colaborare pe un design exclusivist. Un CEO foarte mare de la o companie foarte mare a plecat de la compania respectivă și a făcut propria companie și ne-a dat nouă niște cataloage fantastice, care au un total look, adică ne învață catalogul respectiv dacă noi nu știm și vizualizăm cum se combinăm texturile, adică de la plovă, sacou, pantalon, pantof, absolut tot, și se oferă un total look. Și noi suntem în discuții să preluăm partea asta de România și un pic din Europa de Est și să devenim dealer exclusiv în direcția asta. Mai este o noutate foarte bună pentru noi și care acolo chiar s-a încheiat și aici chiar vă putem spune parteneriatul, pentru că celălalt partener e de bea în discuții și pentru că e un parteneriat care poate impacta destul de mult economic și pe noi și pe ei, sigur va necesita ceva timp până vom scrie. Dar un parteneriat care e scris deja va fi cel cu Mare Chiaro, sunt niște producători din 1962 în Italia pe pantofi. Noi vom reprezenta în exclusivitate în ea și încet, încet, cu pași mici în toată România. Sunt niște pantofi extraordinari pentru că sunt făcuți manual, pentru că au un raport de scandal extraordinar de bun și pentru că sunt napolitan de ai mei, cum îi spun eu. Adică eu sunt mai atras de curentul ăsta italian, napoletan, dacă vrei, și atunci mă simt foarte confortabil să vorbesc în direcția asta și să iau produsele de acolo și să încerc să le aduc în România. Acum spuneți-ne ce se poartă anul acesta, ce sfaturi oferiți ieșenilor, bărbaților iniași? Da. Eu îți votez un singur lucru, să nu se uită la ce se poartă, să-și creeze matrici personale, să încerce, dacă au timp, dacă au curiozitate, să ne treacă pragul, să vină la noi și să găsească o oază în care noi putem să-i sfătuim cu cele stă lor bine. Pentru că nu neapărat ceea ce se poartă stă și ție bine. E posibil să-ți placă un lucru pe cineva și datorită matricei lui personale să fie ok și datorită matricei tale personale să nu fie ok. Adică asta înseamnă culoare,
croi, da, adică dau un exemplu așa, un tip scund de iemai, îi poți să-i stea tot timpul unui tip scund îmbrăcat într-un costum, da, pentru că lungește, adică pantalonul să fie la fel cu haina și nu diferită. Asta așa ca o mică chestie. Anul ăsta, sigur, culoarea anului e veriperi. Da, există, adică o combinație de albastru cu roșu, există un catalog, cei de la carne, spuneam eu, au culoarea în catalog, se poate face, din punctul meu de vedere, o țestră ușor, ușor feminină, dar dacă vrea cineva să o poarte, pentru că chiar vrea, noi o putem face, are țesătură, e țesătură cu elastan, 96.4, e un catalog care cumva dă un tribut, adică onorează tot ce înseamnă partea asta de Africa. Ea, catalogul se numește Sappers. E foarte interesant, foarte colorat, găsești toate culorile, la verde, albastru, galben, roșu, cum vedeți și în spatele meu. Da, eu zic așa, să poarte ce stă bine. Aș vrea să-mi spuneți ce sfat prețios ați primit de la designerul cu care deja ați interacționat, v-ați împrietenit. Așa. Ce v-a rămas în minte? Ce sfat de fapt ați urmat, poate? Ani de zile m-am întrebat tot timpul care e măsura corectă a costumului. Adică, în ce sens? În sensul că vin clienți și ne spun vreau pantalon mai scurt, vreau pantalon mai lung, vreau haina mai lungă, vreau sacoul mai scurt la mânecă, mai... Ok. Și eu încercam să conving că măsura justă e cea pe care o spun eu. Și apoi un domn cu care noi am colaborat ani de zile și care ne-a ajutat să fim astăzi cine suntem și care nu o să-i spun numele, dar e un italian și e din sud și e tot din Napoli, mi-a spus un lucru fantastic. Mi-a spus așa, să știi că eu l-am întrebat și l-am agasat de toate chestiile astea, care toată lumea vrea altceva decât credeam eu că e bine. El mi-a zis un sigur lucru. Mi-a spus, să știi că măsura justă e cea pe care ți-o spune clientul. Aveți o citări, mai ales pentru nunți, nu știu, da, mătrii sau ce mai... Așa, ca să te îmbrăci, să vii de pe stradă.